Atins un subiect sensibil, tocmai suntem informați de către Organizația Mondială a Sănătății că varianta Kraken a SARS-CoV-2 este cea mai transmisibilă variantă de până acum și OMS susține acest lucru și anunță că această variantă este cea mai nouă tulpină de COVID, de SARS-CoV-2 de fapt, și cea mai transmisibilă subvariantă care a apărut și deci practic temerea, având în vedere și informațiile care vin din China, este că ne întoarcem de unde am plecat. Haideți să vedem ce ne spuneți despre chestia asta. Cum e cu varianta asta? Doamna Grapini, ați auzit de Kraken? Da. Tocmai voiam să intervin. Comisarul pe Sănătate astăzi a făcut un anunț legat de gripa în Europa și nu a vorbit nici de alte măsuri de carantină, de închidere de școli sau altceva. Doar atât a spus că trebuie să existe o colaborare și să se asigure medicamentele necesare gripei și, sigur, protecția individuală. Eu observ pe stradă, mergând și în București, astăzi am fost într-o comună, în județul Timiș, poartă oamenii mai în vârstă, poartă mai mască, cel care e răcit poartă mască. Deci okay, experiența da. Noastră vine și Kraken, înțeleg, că mi zice OMS că e cea mai urâtă subvariantă. De ce a zis domnul Ciupică de Kraken? Stați un pic, nu știu. Încă o dată. Ce zice OMS? Numărate ori că au fost niște ziceri greșite. Tot ei au corectat după aceea. Bun, deci nu Kraken, stați că vine după Grifon. Kraken vine după Grifon, domnule. De Grifon am trecut. Dar îi comunicam... Dar nu e joc de calculator. Îi comunicam doamnei Andreea Sava că vine Kraken, că am zis că pare aia, pentru că doamna Andreea Sava am comunicat că legea aia de care vorbeam e nebunia aia de lege care a fost comentată pe aici, da, și inclusiv la ea. Emisiunile Andreei Sava, în care spuneau că au făcut tot felul de nebunii în agitația aia cu pandemia, au băgat toate bolile posibile probleme, inclusiv gripa, inclusiv răceala, dacă scurge bucul, poate să te bage în casă și asta. Așa. Și când doamna Sava comenta aici despre asta, zicea că e un pic cam exagerat, domnul Arafat era supărat că nu-l lăsăm să combată pandemia, nu a apărut se crache. Deci e o problemă, iarăși, cam ce vă ziceam. Dom'le, cum apare o problemă, se grăbesc ăștia, mamă, facem o lege și asta. Ce interes au, dom'le, de le merg mâinile pe legi și le fac și proaste numai la un auz, așa, la un zumzăit. Cum s-a întâmplat cu... Păi mai avem în stoc niște mași, domnule Dumitrescu, exact același lucru. Au făcut o lege, stați puțin, au făcut o lege corect, așa, cu trei puncte în care să zică plafonăm, compensăm, nu știu ce. Au făcut-o atât de prost, alea trei puncte, încât au refăcut-o de 5 ori într-un an de zile. Asta vă sperie Kraken? Pe mine nu mă sperie Kraken, pe mine mă sperie legile făcute împotriva lui Kraken. Cu Kraken mă descurc, cu legile nu mă descurc. Că uitați, dacă spuneau că e pandemie, ne băgau iar în casă. Stați puțin că domnul Ciuhodaru vrea să intervină. Pe Kraken, ce știți de Kraken? Eu cred că știam că sunt niște monștri mandișlini de prin Scandinavia, așa parcă îmi țineam eu minte, dar apropo de Kraken și faptul că este extrem de contagios, așa știți că și Omicronul era extrem de contagios, și din Africa de Sud urlau sus și a murit Omicron, au apărut altele locuri. Așa că lucrurile astea trebuie să fie văzute proporțional. Monitorizare, da, urmărire, da, și domnul Dimitrescu, după 2 ani de zile de pandemie, politica asta cu dropul de sare, haideți să vedem care sunt măsurile corecte și coerente. Și să știți că eu am și interpelat Comisia Europeană apropo de lipsa medicamentelor esențiale pentru cetățenii europeni, că așa cum au știut să achiziționeze și nu știm cum contractele de alea tot rămân secretizate, 4,5 miliarde de doze de vaccin pentru 450 de milioane de cetățeni ai Europei, poate se gândeau și asigurau și aceste medicamente normale, uzuale, mai ales că cele două mari farmacii ale lumii, știți, China și India, au probleme în a livra astfel de medicamente la nivel european. N-ar fi fost coerent pentru